Today's model of success will be presented in Romanian, with subtitles in Arabic, Aulaces Vietnamese, Bulgarian, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, and Spanish. Stimați telespectatori plini de grație, bine ați venit la Modele ale Succesului! În episodul de azi, noi o să aflăm mai multe despre maestrul violonist al României, George Enescu. El a fost de asemenea și pianist, dirijor și profesor, considerat de departe ca unul din cei mai mari compozitori din istoria României. În afară de țara sa natală, performanțele sale au fost primite cu mare entuziasm în Europa și America de Nord. George Enescu s-a născut pe 19 august 1881 în Liveni, Vârnav, un sat pitoresc din nordul României. El a fost singurul copil care a supraviețuit al lui Costache și Maria Enescu. De la o vârstă fragedă, a fost clar deja că George Enescu era un copil minune al muzicii. Mai târziu, talentul său a înflorit până acolo că satul lui a fost denumit George Enescu, în onoarea sa. George Enescu a început să învețe cum să cânte la pian la vârsta fragedă de 4 ani. Tot la această vârstă, tatălui i-a dat și prima vioară. La un an după aceea, copilul George compunea deja prima piesă muzicală. Când a împlinit 7 ani, George a intrat la conservatorul din Viena, în Austria. Acolo, el a fost învățat de profesori nobili, cum ar fi Joseph Helmesberger, Robert Fuchs și Sigismund Bachrich. A terminat școala înainte să împlinească 13 ani, primind Marea Medalie de Onoare. La sugestiile lui Helmesberger, George Enescu părăsește țara natală ca să studieze mai departe vioara și pianul la conservatorul din Paris, Franța, unde a stat majoritatea vieții sale. În Franța, tânărul George Enescu a fost un elev excelent, nu doar la vioară, ci și la pian, violoncel și orgă. Pe 11 iunie 1897, el a ținut un concert cu compozițiile sale la Paris, ceea ce i-a atras atenția lui Edward Cologne. Atunci a avut prețioasa ocazie să-și prezinte opera Opus I, poema română, la concertele de la Cologne, din anul următor, care s-a dovedit a fi un mare succes. Noi am profitat de oportunitatea minunată de a discuta cu doamna Gabriela Gheorghe de la Școala de Muzică din Ploiești, România, care ne-a spus mai multe despre ce l-a inspirat pe George Enescu să compună poema română. Poema română. Titlu care îi venise în minte înainte de a se apuca să compună această lucrare. Planul este simplu. Va evoca mai întâi o seară de vară, dinaintea unei zile de sărbătoare. Era poate amintirea cea mai dragă a copilăriei sale. Se aud clopotele serii, se lasă noaptea, scăldată în razele lunii. În tăcerea întunericului se distinge din depărtare doina păstorului. Acesta este poate prima impresie muzicală a vieții. Nu și amintea ce anume auzise întâi, glasul fluierului sau al mamei. Jurjac, cocuță, unde ești? Enescu își amintește însă mai ales nopțile în care norii înghețau luna, anunțând clocotul furtunii. Așadar, furtuna. Își amintea bine, în anii în care învățase să înșire păsărelele pe firele de telegraf, pe portativ adică. Visa să poată crea și el tunete și trăsnete, să audă și să asculte natura. Acum îi se oferă acest prilej. E drept că între timp aflase că furtuna este un vechi oaspete al muzicii sinfonice.
fusese redată de Beethoven, de Rossini, de Vivaldi, ba chiar și de neîntrecutul Mozart. Și apoi încleștarea din natură și în piesa lui încetează. S-aude cântecul cocorului și iată clopotele care anunță că a început sărbătoare. Poate fi vreo sărbătoare fără dans? Și iată hora, buna lui prietenă, înveșmântate în haine de simfonie. Pentru fiecare din episoadele acestea, totul nu depindea decât de un fel al lui de a le înșira, de a le transforma în poemă, într-o cântare variată și unitară în același timp. Când George Enescu a terminat clasa de vioară de la Conservatorul din Paris, în 1899, a luat premiul întâi. Enescu își începuse deja cariera de dirijor în București, România. Muzica sa i-a cucerit pe ascultători și până în 1902 el cântase la Paris, în Franța și la Berlin, în Germania. Pe 8 martie 1903, un public norocos din București a fost primul care să audă cea mai sărbătorită creație muzicală a lui George Enescu, cele două rapsodii române. Vă invităm acum să ascultați puțin. Doamna profesoară Gabriela ne-a explicat implicațiile profunde pe care compozițiile lui Enescu le-au avut pentru muzica românească. George Enescu, care a ridicat muzica profesională românească pe cele mai înalte culmi. Să nu uităm că el a fost cel care a compus pentru prima oară Sinfonia Română. El este cel care a deschis drumul simfonismului românesc. Reflectând dragostea pentru poporul din mijlocul căruia s-a ridicat, cu a cărui sensibilitate s-a identificat, Enescu a creat o muzică cu un vădit caracter popular, național și realist. În acest sens, chiar el spune, între viața mea și arta mea nu există nici un hotar. Vă rugăm să rămâneți cu noi pe Supreme Master Television. Modele ale succesului o să revină imediat după aceste mesaje scurte cu mai multe detalii despre virtuosul și splenditul muzician român George Enescu. Ați venit la Modele ale succesului. Odată cu prezentarea celor două compoziții mari ale lui George Enescu, Rapsodiile Române, popularitatea acestui muzician extraordinar a început să crească repede și foarte curând el a fost numit violonist la curtea reginei Elisabeta de Veid, regina României. Câștigând deja un nume în Europa, George Enescu și-a făcut debutul și în America de Nord ca dirijor, violonist și compozitor al Orchestrei Philadelphia din New York, Statele Unite ale Americii, pe 2 ianuarie 1923. De asemenea, tot în Statele Unite și-a făcut și primele înregistrări ca violonist. Mai mult, George Enescu a ținut o serie de concerte pline de succes cu Filarmonica din New York între anii 1937 și 1938. El a revenit periodic în Statele Unite pentru alte realizări muzicale și a ținut un concert de adio cu Filarmonica din New York în 1950, unde a apărut ca violonist, pianist, dirijor și compozitor. Din 1900, Enescu a compus peste 300 de piese. Acestea includ piese pentru muzică corală, de cameră și pian, precum și piese pentru orchestră. El a experimentat și cu alte genuri muzicale, cum ar fi pătrimile, în producția sa din 1936, Oedip. Transformată într-o operă franceză de Edmond Fleck, a fost o operă în 4 acte, bazată pe legenda greacă a lui Oedipus.
Compoziția sa muzicală include și 11 simfonii, din care două sunt neterminate. În realitate, de-a lungul ultimelor 3 decenii, muzica lui George Enescu a dat dovadă de un interes din ce în ce mai mare din partea ascultătorilor entuziaști. Noi vă invităm acum să ascultați puțin din muzica plină de încântare a lui George Enescu din Simfonia a 3-a pentru cameră. De asemenea, creația sa componistică abordează toate formele și genurile muzicale. Legendarul Pablo Casals îl caracterizează drept cel mai uimitor muzician de la Mozart încoace. Enescu a rămas în memoria Americii și a Marii Britanii drept un mare dirijor, iar în cea a Europei drept unul dintre cei mai mari violoniști ai secolului. Pe lângă munca sa pe scenă, George Enescu a fost și un mare dascăl. El a predat ore de vioară la Școala Națională de Muzică de la Paris, la Universitatea Harvard din Boston, Statele Unite, și la Școala de Muzică Mallet din New York, Statele Unite. Printre elevii săi cei mai remarcabili au fost Yehudi Menuhin, Christian Ferras, Ivory Gitlis, Arthur Grumioux și Ida Handel. Ca să-i sprijine pe ceilalți muzicieni, George Enescu a lansat premiul anual pentru compozitorii români în 1912. Într-adevăr, a fost grija sa plină de considerație și caracterul său extraordinar ceea ce i-a ajutat pe ceilalți să se apropie de el și să învețe din abilitățile sale extraordinare. Toți mari muzicieni ai secolului care au luat contact cu Enescu au rămas marcați până la sfârșitul vieții de personalitatea lui, de capacitatea sa de analiză, de virtuozitatea lui incredibilă și de extraordinara lui memorie. În sprijinul acestor afirmații stau amintirile lui Yehudi Menuhin, care spune că în timpul unei ore de pregătire cu George Enescu, ora va fi întreruptă de Ravel, care vine să-l roage să cânte împreună o sonată pentru pian și vioară. Maestrul ia sonata, o așează pe pupitru și începe să cânte. O termină, Ravel se ridică să plece. Dar Enescu insistă, hai să o mai cântăm odată. Strânge partitura, o pune deoparte și interpretează pe de rost întreaga sonată, cu toate că nu o văzuse decât o singură dată. Dar mai presus de orice, marele muzician a rămas în memoria tuturor drept un om modest, blând și foarte săritor. Când a murit, marele George Enescu a fost înmormântat în celebrul cimitir Père Lachaise din Paris. În onoarea lui George Enescu s-au pus bazele multor activități. În București, capitala României, se află Muzeul Memorial George Enescu, exact în centru, pe Calea Victoriei. De asemenea, Aeroportul Internațional din Bacău și Orchestra Filarmonică din București au fost denumite George Enescu, în amintirea sa. În plus, asociatul apropiat al lui George Enescu, George Georgescu, a pus bazele Festivalului George Enescu. Acesta este cel mai mare festival și concurs internațional de muzică clasică care se ține în România și unul din cele mai mari din Europa de Est. Noi îi mulțumim doamnei profesoare Gabriela Gheorghe pentru că ne-ați împărtășit gânduri despre cel mai mare compozitor și profesor de muzică român, George Enescu. Într-adevăr, el a fost un om minunat al muzicii, care și-a manifestat talentul nu numai în compozițiile și spectacolele sale muzicale, ci și prin eforturile sale susținute de a ajuta și pe alții să-și dezvolte talentele muzicale. Elevul său, marele violonist Yehudi Menuhin, a spus odată: pentru mine, Enescu rămâne una din minunile adevărate ale lumii. Rădăcinile sale puternice și spiritul său nobil se trag din țara sa, o țară fără pereche în frumusețe. Opera muzicală imensă pe care George Enescu a lăsat-o acestei lumi va fi admirată mult timp și le oferă ascultătorilor sinceri un crâmpei din moștenirea culturală profundă a patriei sale dragi, România. A fost o plăcere să vă avem alături de noi azi la emisiunea Modele ale Succesului.
Rămâneți cu noi aici pe Supreme Master Television pentru emisiunea Vegetarianismul, felul nobil de a trăi, care va urma după știrile care contează. Să fiți înălțați alături de cei dragi de melodiile divine. It was a pleasure having you join us today on Model of Success. Please keep your dial tuned to Supreme Master Television for Vegetarianism, the noble way of living. Up next after the noteworthy news, may you and your loved one be uplifted by the heavenly melodies. O puteți contacta pe doamna profesoară Gheorghe Gabriela prin e-mail la gheorghe-josgabriela1956@yahoo.com. For more details, please visit www.suprememastertv.com/MOS.